Hei, salutare IT-șilor, mă bucur să fac acest video care sper eu să vă inspire foarte, foarte mult. E un video inspirațional, să zic așa, în care vorbim despre joburile în IT, despre niște oameni care au reușit, fără să aibă studii, fără să aibă experiență în IT, să ajungă în acest domeniu, unii cu niște salarii chiar foarte, foarte bune. Și mi-am notat de aici pe telefon câteva cazuri extrem de interesante despre care vreau să-ți spun astăzi, de oameni cu care am lucrat în cadrul cursului meu de testare software. Nu vreau să spun acum că acest curs al meu i-a ajutat 100% sau că doar prin acest curs ei au reușit să ajungă acolo, dar acest curs sau ședințele one-on-one pe care le-au avut cu mine, pregătirea CV-ului, pregătirea interviului și așa mai departe, i-au ajutat înspre acest succes pe care l-au avut. Și am aici niște exemple despre care voiam să vorbesc. Primul exemplu, atenție, am pus nume fake, nu o să dau detalii foarte multe ca acei oameni să rămână anonimi. Și aceste persoane sunt doar din ultima perioadă, deci eu fac chestia asta, pregătirea de interviu, pregătirea pentru jobul de QA, am făcut în trecut și pregătire pentru un job de web designer și așa mai departe. S-au angajat zeci și zeci de oameni, acum vorbesc doar despre câțiva din ultimele câteva săptămâni. Și primul dintre acești oameni este Maria, să-i spunem, care are în jur de 30 de ani, deci nu e o persoană care a terminat facultatea, acum nu e student, nu e o persoană de 20 ceva de ani, e în jurul vârstei de 30 de ani, deci se poate și la 30 de ani să ajungi în IT și în partea de testare software. Este asistentă medicală într-un oraș mediu, nu e un oraș mic, un oraș mediu nu de rangul Timișoara, Cluj, Iași, Constanța și așa mai departe, un pic mai mic, dar e un oraș mediu în România de vreo 200 și ceva de mii de locuitori. Deci, asistentă medicală, a făcut facultatea de medicină pe partea de asistentă medicală, nu a avut deloc experiență în IT, a făcut pe cont propriu așa câteva cursuri basic de programare singură, fără să termine ceva interesant, cursuri online, a încercat pe cont propriu câteva chestii. Și după ce am terminat noi cursul, la câteva luni a reușit să-și găsească un job de QA part-time. Din câte mi-aduc aminte, pentru că se întâmplă o grămadă de lucruri, vorbesc cu o grămadă de oameni zilnic și nu mai rețin toate detaliile, îi plăcea și își dorea oarecum ceva part-time ca să poată lucra și ca asistentă medicală în continuare, dar să și câștige experiență pe partea de QA, și a reușit să-și găsească un job part-time după câteva luni de încercări, de aplicări la diferite joburi, de trimis CV-uri, de interviuri și așa mai departe. Urmă avem exemplul lui Mihai, care e în jur de 26-27 de ani, din nou nu mai are treabă cu studenția. Mihai e un caz extrem de interesant pentru că el este gestionar sau era până recent gestionar de marfă într-un oraș micuț, un oraș de vreo în jur de 100 și ceva de mii de oameni. Gestionar de marfă, nu mai rețin exact ce trebuie să facă, se ocupă cu marfa într-un depozit, să primească marfa, să scoată marfa, să facă recepția mărfii, să facă tot felul de chestii din astea, deci să se ocupe cu marfă. Nu știu exact dacă gestionar de marfă presupune și să descarce marfă, posibil, dar, din nou, îți dai seama, e un job total non-IT. Mihai nu a avut facultate, a terminat doar un liceu. Știe limba engleză, știa și încă știe limba engleză, deși progresează încet, sper eu, la un nivel aproape de medie. N-aș zice că un nivel mediu, e spre medie, deci poate puțin mai jos de medie, deci nici cu limba engleză nu stă perfect sau foarte bine, și a reușit să își găsească un job remote cu un salariu de 3000 de lei. E un salariu poate mai mic decât media pentru un junior în QA în România, dar luând în considerare faptul că nu are facultate, limba engleză puțin sub medie, experiență zero, oraș extrem de mic, eu zic că e o chestie foarte bună, mai ales că acești 3000 de lei sunt cu 500 de lei mai mult decât câștigat la fostul job de gestionar de marfă.
și mi se pare un exemplu foarte, foarte tare. Dacă el a reușit, cu siguranță o să poți reuși și tu. Pe urmă, îl avem pe Ion, peste 30 de ani, un pic peste 30 de ani, cu familie, copii, așa mai departe, care are un job pe suport tehnic într-o firmă foarte mare din București, o firmă foarte cunoscută în topul firmelor din România. Un salariu bun, îți dai seama, dacă are peste 30 și mulți de ani și lucrează de ceva timp în zona asta și la o firmă foarte mare, îți dai seama că salariul său în acest moment era sau este destul de bun. A terminat o facultate de științele naturii și a reușit pe la mijlocul pregătirii noastre pe care am făcut-o, deci nu a terminat cursul pe care l-am început cu mine, să se reangajeze la compania la care a lucrat înainte să lucreze la această mare corporație, ca și QA. Deci s-a întors la fostul angajator, de unde a plecat de pe suport tehnic, s-a întors ca și QA. Și o chestie foarte interesantă, și aici poate vine și faptul că ai o facultate, niște cunoștințe un pic tehnice, asta îți aduce un bonus și pe partea de cum ești tu ca persoană și pe partea de comunicare și așa în general. El a reușit o chestie foarte, foarte tare. Aici e într-o mare parte meritul lui. A reușit să se angajeze ca și junior QA, primul job de QA, să zic așa, oficial al său, pentru o sumă extrem, extrem de mare, cea mai mare sumă pe care am auzit-o eu vreodată pentru un junior QA care nu are experiență practică în acest domeniu, e undeva peste 5.000 de lei, peste 1.000 de euro, e bine peste 5.000 de lei, e puțin mai mică decât salariul pe care îl avea în corporația de unde tocmai a plecat spre acest job de QA, dar e o chestie pe care trebuie să o accepți pentru câteva luni, un an, poate să accepți un salariu puțin mai mic dacă ai peste 30 ceva de ani și ai ajuns la niște salarii mari, să accepți un salariu mai mic pentru că e junior și după vreun an, 6 luni, 3 luni, depinde de fiecare, o să poți primi o mărire de salariu și să ajungi la același nivel și de acolo să ți se schimbe total viața. Și ultimul exemplu este de la, am zis, e unghiile mele, le-am dat alte nume, Cristi și Cristina, amândoi peste 30 de ani, facultăți de științe juridice, administrare afacerilor, deci nu e în domeniul IT. Cristi era building administrator, adică se ocupa practic de o clădire de birouri, se ocupa și de partea asta de GDPR, deci nu era nimic tehnic, era un job de administrare, să zic așa. El, pe lângă faptul că a făcut un pic de pregătire cu mine, am făcut simulare de interviu, a făcut și ISTQB, certificare ISTQB pe cont propriu, pentru că așa și-a dorit el, așa a vrut. Eu nu o recomand neapărat, poate să aducă un plus, dar nu e obligatorie. Toți ceilalți despre care am vorbit mai înainte nu au avut ISTQB și, în general, majoritatea nu au ISTQB. El a făcut ISTQB, a făcut o simulare de interviu cu mine, a făcut și o parte din cursul meu de testare pe cont propriu, fără ședințe one-on-one. Și pe baza informațiilor din acest curs și din ce a învățat și el, bineînțeles, la ISTQB, a ajutat oarecum și pe soție, astfel încât să reușească amândoi din domenii non-IT să se angajeze într-o perioadă de o săptămână, două, deci foarte apropiată perioada, amândoi, soț și soție, s-au angajat ca și QA în IT, o chestie despre care, din nou, n-am mai auzit, la fel ca și la Ion, cu acel salariu peste 5.000 de lei. Deci, oameni care au 30, peste 30 de ani, care nu au facultate în domeniul IT, nu sunt oameni care au avut joburi legate foarte mult de partea asta de IT, joburi tehnice, să le zic așa, au reușit. Cu siguranță poți să reușești și tu, doar trebuie să te ocupi de acele lucruri. Și o să-ți las pe aici pe sus niște videouri în care am mai explicat în trecut de ce ar fi nevoie ca tu să faci sau ca tu să ai pentru a reuși să-ți găsești un job în IT dacă nu ai experiențe deloc. Așa, ca să zic pe scurt, muncă, să-ți dedici timp, să pui timp acolo, să faci chestii, să nu te dai bătut, să asculți ce ți se spune de către niște oameni care au mai multă experiență și cam asta e. Dacă nu te dai bătut,
nu ai cum să pierzi. În momentul în care ai zis gata, mă dau bătut, atunci ai pierdut. Dacă tu nu te dai bătut 6 luni, un an, 2 ani, cu siguranță o să reușești. Bineînțeles, în același timp trebuie să progresezi măcar cu 5 cm, 10 cm pe zi. Bun, cam atât cu videoul acesta inspirațional. Sper să te ajute, sper să-ți dea și ție un boost de încredere ca să te apuci de treabă, dacă te apuca să reiei treaba și să nu abandonezi. Dacă ai întrebări despre curs, despre aceste lucruri despre care am vorbit, despre salarii, despre absolut orice, nu uita să-mi scrii în comentarii și putem discuta acolo dacă nu vrei să-mi trimiți un e-mail sau un mesaj pe Facebook, Instagram, unde, nu știu, putem discuta în privat. Mersi că te-ai uitat, ne vedem data viitoare!